Municipiul Buzău va avea un nou plan urbanistic general după 13 ani de la ultimul astfel de concept general de planificare și dezvoltare urbană. Certificarea noului plan se va face prin hotărâre de către guvern, acesta urmând să aducă schimbări semnificative în configurația orașului. Arhitecții de la Universitatea de Arhitectură și Urbanistică Ion Mincu din București au început realizarea noului plan în urmă cu 2 ani, iar acum acesta se află într-o etapă preliminară. Este o etapă preliminară, așa cum v-am spus, care se desfășoară împreună cu autoritățile descentralizate care va trebui să dea și avizele pe acest nou concept. Bineînțeles, urmează o etapă a doua de dezbatere sau de dezbateri cu specialiștii în domeniu și o a treia dezbatere, o a treia etapă cu cetățenii municipiului nostru. Noul plan urbanistic general urmărește mărirea intravilanului orașului cu 1263 de hectare și scăderea extravilanului cu 15%. Acest lucru va duce la crearea unui nou pol urban de dezvoltare pe aproape 700 de hectare, teren localizat în sudul municipiului, până la limita cu comuna Țintești. Orașul va fi împărțit în 74 de unități teritoriale de referință și vor fi stabilite 3 zone construite de protecție, 3 cu valoare ambientală de protejat și încă 2 cu valoare peisageră de valorificat. De asemenea, între orbitalul orașului, adică rețeaua de drumuri care va înconjura municipiul, și autostrada A7, va apărea un nou pol urban de dezvoltare. Nu în ultimul rând, noul plan urbanistic general va marca și conexiunea cu aerodromul Boboc. Putem să ajutăm administrația publică în acest demers al nostru de debirocratizare. Cel puțin să știi ce se poate construi, care sunt zonele afectate de monumente, de exemplu, fiecare monument are în raza lui de protecție, care sunt zonele afectate de traseele liniilor de înaltă tensiune sau de căile ferate sau de alte elemente de drumuri, fiindcă vor fi retrageri obligatorii. Planul urbanistic general al municipiului Buzău urmează să fie finalizat în vara anului viitor. Aceasta după ce vor fi obținute toate avizele necesare și după ce va fi trecut prin cele 3 etape obligatorii, inclusiv dezbaterea publică. Planul urbanistic general anterior a fost aprobat în 2019.